Salutare! Astăzi gătim românești în satul Molovata, în raionul Dubăsar, la vreo 75 de kilometri de capitală de Chișinău. Suntem în Republica Moldova, pe malul drept al Nistrului și am ajuns în gospodăria soților Ludmila și Nicanor Popa. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Mulțumim tare mult! Văd că aveți aici pregătit totul pentru... Da, aici avem varză tocată. Pentru niște plăcințele, pentru plăcințele. Astăzi vom pregăti plăcințele pe vatră, foarte în cuptor, adică pe vatra cuptorului, așa. Fără tavă. Fără tavă, fără tavă. E ceva deosebit. Toată împlătura, varza, cartoful sunt crude. Dumneavoastră am înțeles că sunteți șefa, dar domnul Nicanor vă ajută uneori. Da. Așa. În varză avem diferite umpluturi. În varză punem sare. Sare. Da. Piper negru. Uh-huh. Așa. Ouă. Da, e că mă ajut. Ouăle sunt de casă. Da. Sigur. Totul este de casă. De casă. Totul este ecologic. Da, da, da. Vreo 6 măcar. Uh-huh. Da. Măcar vreo 6. Arată foarte... Cum mare și nu te spune? Că pui mai gras, că mai gustos. Știți cuptorul? Dacă l-a prins, nu poți pui doar două plăcințele, da. Așa că noi tocmai pregătim... Tocmai de asta vă ajută domnul... Pregătim cuptorul să fie plin, pentru că să ne margă în viață din plin, nu? Corect, corect, și cu rimă. Dumneavoastră, între timp, aveți grijă de foc acolo. Da, da, e că eu vă răschirată mâine, da. Am pot să-l mai răschiră leacă, ca să îngălăți vatra mai bine. Da, și între timp le pregătim împluturile, da. Așa. Acum ar trebui să amestecăm totul, da? Amestecăm, da. A, punem și cărniță. Și cărniță aici? Avem cărniță coaptă? Coaptă și mărunțită. Carne de? Carne de purcel. Purceluș, da. Așa. Și la cartofi tot așa o spune. Aici avem cartofi cu ceapă. Cartofi cu ceapă, tăieț, mărunt, da. Cărniță tocată și după dorință. Noi mai punem și brânză de oaie. Brânză de oaie, dar așa ceva, asta e un element din noutate. Dar știți că face un gust deosebit. Da, nu știu dacă ați mâncat. N-am mâncat niciodată așa ceva, cu așa un plătură. Nu știți că erați la Molovata? Da. Așa plăcit, gustoasă. Ia uitați-vă. Dumneavoastră, din toate umpluturile astea, care e preferată? Asta și asta. Da, da. Cu varză. Are gustos. Dar cele cu brânză de vaci? Care vreți mai mult cu brânză de vaci? Foarte gustos. Dar cu ouă de casă. Așa de delicatea. Și sare. Altceva acolo nu punem. După aceea mâncăm. Întâi mâncăm cu cartofi, cu reci, după aceea îmi trecem la brânză. Aha, aha. Totul e foarte... Vine pus la pom. Cu gustul lui. Da, e, până la urmă... Da, cumva plăcintele astea sunt specifice pentru zona asta Molovata, da? Cam așa. O altă umplutură. Desigur, desigur, o să fie o gustoșenie. Așa, practic... Ia ca așa, cred că e de ajuns aici. Două umplături sunt gata și pe cele cu brânze de vaci o să asta le... de acum e pregătită. Dar ce-a pus acolo? Sau e doar... Ouă de casă, brânză și sare. Ouă de casă, brânză și sare. Sau de mărari? Da. Iată, vă ajută întotdeauna. Are grijă. Tamar la timp. Tamar la timp. Aveți aluatul pregătit, da? Sigur, sigur. O să ne dați și secretele, pentru că lucrul cu aluatul e unul destul de specific. Nu poate chiar oricine să... E un aluat dulce, adică nu are drojdii. Să știți, nu are drojdii, nu. Am pus jumate apă, jumate lapte. Poftim, draga mea. O, ce bine, mulțumesc. Parcă ar fi în plină primăvară. Da, absolut, pentru și o aromă specifică de la... Iubiți mărăraș? Da, foarte mult. Da, îmi plăce înțele. Da, foarte mult. Asta cu brânză sunt preferatele mele. Oh, ia că n-ar nimerit. Da, orice ați face, sunt sigur că e tare, tare gustos. Nu, desigur că ele se primesc foarte gustoase, rumine. Sper și data asta să fie ca de fiecare dată. Și brânza e de casă, nu? Totul de la vaci, brânză de vaci, adică. Nu, n-am pus aici brânză de oaie pentru că... Numai la cartofi presărăm un pic, să-i dăm un pic de aromă. Să-i gălăsc vatra bine, după ce apun pe vatra. Toate tortele le așezăm mai aproape de cuptor. Le pregătim. După asta le împletim, adică încărcăm cu umplutură. Le facem, acum și-l modelăm, să vedeți cum o să-l facem. Chiar e o procedură curioasă, dar să ne spuneți întâi de toate ce conține și cum ați făcut aluatul, ca să știm cu totul rețeta. Aluatul v-am spus, nu are drojdii, atât. Uh-huh. Jumătate de litru de apă, jumătate de lapte. 3-4 ouă, sare și Doamne ajută. Am întins tortițele, odihnite deja. Așa.
Le punem brânza. Odihnit de cât s-a odihnit? Vreo jumătate de oră. Da. Și acum, practic, punem umplutură. Da, da. Cam atâta la fiecare vizual la ochi, acuși, puneți, nu? Da, așa că să fie bogate. Brânza puțin să mai așează și apoi rămâne goală turta. Și le-ați împărțit cât e cu brânză, cât e cu cartofi și tot așa? La ochi. Tot la ochi? Dacă domnul Nicanor îi plac mai tare cele cu varză sau cartofi, să-mi trebuie de cele mai multe. Da, să facem, când ne ajunge cu brânză, asta e delicatez. Asta la urmă, da. Că desertul. Ia ca așa. Ajunge. Un pic. Dacă mai rămâne, pe urmă mai punem. Le modelăm pe astea, iată așa, într-o parte, în alta, iată așa, până la jumătate, iată așa, vedeți? Iată așa, da, el se întinde, iată așa, și iată așa, așa, și încă fiecare parte așa. Deosebită, cum le se mai spun? Sau pentru că în fiecare regiune plăcintele poate să aibă denumiri diferite. Are forma diferite. Vărzarului. Vărzar, da. Se numește. Care cumva, să fac, da, cu vișnă, cu bostan, cu prune să mai fac. Varza o să eu și-a spun cu mâna. Cel mai bine cu mâna. Așa. Iată așa. Aici punem mai multe, văd că, da? Adică da, e, da, în da, comparație da, cu... Da, da, da. Cam vreo 5 plăcinte sau vreo 6 cu varză, da? Cam așa undeva o să primească, da. E bun focul, da? Ai grijă? Da, da. Trebuie să fie numai bun. Uite. Și de genul e la roșie. Da, aveți vreun secret? Cum știți când e bun focul, nu mai bun să spune plăcinte? Să arată cât de bolta e albă. Bolta e albă, asta e. Atunci, exact, de cineva mai aruncă cu făină de păpșoare, de porumb. Da, focul mare. Da. Stărcheie foc, focul mare. Da, da, da. Tot e o metodă de a vedea. Pentru asta se controlează, vatra se controlează. Aici se coc plăcintele pe vatră, asta timp de 5-10 minute. După asta se dă cu tor pâinea, dacă îi pregătit pâinea, dacă nu... Faceți și pâinică de casă. Și copiii dumneavoastră apreciază faptul că... Foarte mult iubesc, da. Asta e mâncare de casă, mâncare gustoasă, fără de colorant, fără de vedeți, tot e din și așa de consistent, omul. Adică umplutură este de binele, nu și e... normal, pentru că dacă pui puțin, ies numai oat. Cât am ies satură dintr-o plăcintă din asta? Cred că... unul, da. Am observat că puneți umplutura pe turte cu mâna, da? Da, e o chestie, da. Dar de ce faceți asta? În primul rând, ca să și mai scurgeți un pic de suc? Un pic, de da, suc. Că mai lasă cartoafa de la ceapă, mai lasă un pic de lichid și nu, de dorit ca să nu se mai tare aluatul. Și pentru asta... Da. Și, din nou, destul de generoasă așa plăcințelele. Păi, să fie gustoasă. Da. Cum am spus, dacă umplutura este mai multișoară, nu se simte așa mult aluat. Și asta e cel mai bine. Dar contează să fie lipite bine, da? Ca da, să nu se dăie cumva împutura din... Așa. Când abia învățați să faceți tipul ăsta de plăcinte, care a fost cea mai mare provocare? Sau care... Aveam frică că s-or disface. Da? Și ați pățit așa? S-a desfăcut? Nu s-a desfăcut, dar aveam frică. Zic, cum să le pun? Cum? Nu le-i scăpa cumva pe... vatră, dar văd că s-o primit și de atunci... Ia uitați, numai bine mi-a ajuns. Numai bine. Noi am observat că aici lângă noi sunt și niște ulciorașe cu vin, da, dar o să ajungem la ele pentru că mai întâi... Gospodă, poate faci și obiceiul. Am urs de astea, cuptor. Da, da, după asta neapărat. Asta noi nu avem cap. Ia uite, suntem două gospodine aici de acum. Mai mult dumneavoastră decât mine, dar eu mai mult cu uitat-o azi. Uitați-vă bine și o să faceți dumneavoastră. Sigur că o să faceți. Da. Pregătim. Iată, aici lopata. Instrument se numește lopata, cu care dăm noi în cuptor. Iată așa. Acum o să faceți o verificare, da? Să vedeți dacă cuptorul e pregătit. Iată așa. Iată așa. Așa. Și Doamne ajută. Plăcind-o punem și o lățăm aici mai iată bine. Așa.
Ia uitați să uitați, să mărim după cât întrebă nouă. Un pic, un pic să mărești. Și o să fie și mai scârile la... Iată așa. S-o dus una. Doamne ajută! Probabil că cei care se uită la noi și ne urmăresc se întreabă și mă întreb și eu la rândul meu, cu ce sunt mai bune astea care sunt făcute pe vatră decât cele care sunt făcute în tigaie? Sunt mai rapide, sunt mai molcuțe. Mai sănătoase, ce spune? Și foarte sănătos. Au cărbune activat. Mai și cântați uneori când... Da, noi cântăm la ansamblu, Sălcioara. Ah, deci da? Chiar e pe bune, da, nu da, e pur și eu, simplu așa. Eu cânt la biserică, în cor, cânt și... Și copiii vă moșteniți pasiunea asta pentru cântat, dar pentru culinărie? Sigur că ei iubesc tot plăcintele, dar le-am învățat și să le facă. Mai ales Mihai e departe, dar Victor e la capitală. Când vin, apoi doresc prietenii plăcințele pe vatră. Mamica, faci și marșul să-mi puteau plăcinte. Așa vă ajută, adică faceți împreună. Să vedeți cum se implică, pentru că trebuie. Da, da. Trebuie ajutat. Vă comandă 35 plăcinte. Ori 30. Și tot mai trebuie o muncă. Absolut. Dar cred că a văzut și exemplul dumneavoastră din familie și de acolo a venit totul. Oricare lucru făcut în armonie, ești frumos, ești ușor să dă, nu faci cu greu, dar faci cu mare dragoste. Așa e. Poate deschideți un business, v-ați gândit așa un... Mai știu. O chestie antreprenorială. Să se dea la pensie, da, așa. Niciodată nu-i târziu. Toate au încăput. Toate au încăput. Toate, da. Da, privește ce este frumoasă. Am mai dorit să mă cază pe o leacă gurareu. Așa. Și e temperatura. Da, da, da. Și cât le lăsăm așa cu gurareu? 5 minute. 5 minute, după care le scoatem și le mai ținem pe 5, cam așa. Am mai ținut 5-7 minute să se moaie, le mângem. Da, da, da. Ce frumos, Alice. Da, da. Am de scoc. Iată așa. Așa, atâta timp cât se cuc plăcintele noastre. Dar am ținut să luăm ce margini. Noi putem, da, de ce nu? Poți turna. Nu stați să vină de la Molovata să vedeți cum stăpânii chese, gătesc un vin foarte gustos. Pentru sănătatea lor. Vă mulțumesc tare mult. Ia să spui și bine că ați venit la noi și mai intrat. I-am privit. Ia uitați. Wow. I-am privit. I-am privit, da. Ia uitați cu camera. E aproape gata, încă un pic. Așa, încă un așa. Pic. Le lăsăm și le scoatem. Ia uitați-vă. Nici nu trebuie mult să vieții, că ele și-a psus suc tare. Ele scoapte, le-am scoapte. Ia să vedem asta, scoapte toate. Ia că așa. Domnul Canor, dumneavoastră, ba plecați, ba veniți, sunteți de mare ajutor pentru doamna Ludmila. Ce-s? De mare ajutor. Da, da, păi, eu lăsăm rău. Băi, așa ne-am deprins. Da. Avem 42 de ani, când trăim împreună. Și, doamne, noi suntem obișnuiți cu așa. Da. Dumneavoastră, doamna Ludmila, ca să... că i-am făcut curioși pe cei care se uită la noi. Da. Ce meserie aveți? Ce job aveți? Dacă ne puteți spune. Ca tare sunt farmacistă. A, ce frumos. Șeful de farmacie în satul natal aici. Foarte frumos. Din 79 suntem la post. Da. Astăzi am gătit plăcinte pe vatră în satul Molovata, raionul Dubăsare, pe malul drept al Nistrului, în gospodăria familiei Popa. Doamna Ludmila și domnul Nicanor ne-au arătat rețeta secretă, cum ar veni. Sunt plăcinte făcute pe vatră, cum am spus, sănătoase, cu produse autohtone. Sigur. Și să vă rog să recapitulăm, să facem o concluzie, da? Cu exact ce am pus și cum am pus. A luat întâi de toate. Mai scurt a luat, cum am spus, un avat dulce, fără drojdie, jumate apă, jumate lapte, câteva ouă, sare, ulei. Și păină. Îl lăsăm să se odihnească un pic. Da. Modulăm vreo 16-18 tortițe cât dorim să facem. Da, da. Îl lăsăm puțin să odihnească, după asta undeva jumătate de oră le luăm la... Părgență. Lățăm. Da, da. Finișor. Pregătim împlutura. Astăzi am făcut cu cartofi cruți, tăieți mărunt, cu ceapă. Așa. Și cu brânză de oi. Iată. Haideți să le și tăiem ca să vedem exact cum arată la cadru, pentru că noi tot vorbim, dar trebuie să le vedem.
Și cred că ele și așa lasă gura apă. Și de ușor să duce cuțetul. Mm-hmm. Asta înseamnă că foarte bine. Da, da, și un miros bine plăcut. Mamă, ce gustoșeni. Da. Asta sunt cu? Astea Bardă. Sunt cu... Cartofi. Cu cartofi, noi am spus, cartofi da. Cu ceapă. Un pic de mărăraș, mărăraș, da. Un pic de cărniță. Cartof, cărnița tocată, cărniță coaptă, de mărunță pe vinișor da. Și am pus așa să fie gustos. Așa. Cele alte plăcinte le-am făcut cu varză, acolo umplutura... În varză la piel am pus cărniță, da, am pus să... ouă de casă. Să le vedem care sunt cu varză. Ia uitați-vă cu varză. Așa, ia uitați-vă cu varză. Aaa, ce frumos arată, da, da, da. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Ia uitați cartofi. Astea cele cu cartofi, da, 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 da. Cartofi. Da. De oaie. Tare gustoasă. Și ingredientul cumva interesant în toată umplutura asta era și brânza de oaie, că e neobișnuit. Brânza de oaie doar la cartofi pune. Da, 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 da. Doar la cartofi. Dar avem plăcințele cu brânză de vaci. Da, haideți să acolo le vedem și pe cele. Acolo brânză de oaie. Acolo doar brânză de vaci da, cu, da, da. Cu un pic de mărar. Da. Cam fierbinșoare, că a fost la cuptor. Așa, și cât timp le-am ținut la cuptor? Nu foarte mult, destul de repede, 50 minute. Da, am pus gurarul, am mai verificat foarte un pic. Foarte mare importanță are cum e focul. Dacă da. Focul nu a fost de ajuns, ele nu ies așa uneoare. Vin mai albe la fața lor. Aici, aici am putut sta liniștite da. Pentru că domnul Nicanor a avut grijă de foc. Ia uitați, ia uite și gustoșenii mărăraș da. Cu... Parcă e în primăvară chiar. Da, și o aromă din asta cu aburi și... Aducă cerașă și-mi pune. Acum, da. Ce putem să spunem? Eu am citit așa despre Molovata, că eram curioasă de unde vine denumirea. Și o legendă veche spune că atunci când Nistru era abia un pârâiaș, un pescar de pe malul drept l-a întrebat pe cel de pe malul stâng cum e cu pescuitul și dacă are noroc. Și acela i-a răspuns într-o slavonă, i-a răspuns Molovata. Da, adică în traducere cam puțin, dar nu vrea. Și de atunci așa a rămas și numele. Se împărtăzie tot e Molovata, se împărtăzie tot e Molovata. Acolo e Molovata nouă. Da, da, așa. Da, și aici e Molovata, da. După a noastră Molovată, de acum a apărut Molovata, partea stângă a Nistrului acolo. Aveți oricum niște peisaje extraordinare, stânci. E foarte frumos. Eu când am venit da. Prima dată în satul Molovata, am venit după ce terminasem studiile, știți cum ne-au trimis după repartizare și eu am venit în raionul Dubăsari. Așa. Am lucrat la Dubăsari vreo 3 luni, după aia am venit la Molovata. Eu când veneam, prima dată am văzut că Moldova este așa râu lat, doar porțiunea asta la Molovata așa. Vreo 2 km cred că în lățime, așa da. E? Da. Foarte lat. Da. Cea mai mare lățime a Nistrului e la Molovata. Și mă gândeam că parcă am murit într-o mare undeva. Dar dacă ne uităm foarte atent, aici aveți o priveliște extraordinară. Eu sper camera să reușească să prindă, dar într-adevăr... Foarte, foarte din... plăcut. Foarte mulți da. Vizitează locurile noastre. Uh-huh. Da, da, într-adevăr. Turismul local, turismul, pe, da. Picior de... Și îmi place că la Molovata e cumva, pentru că e ieșit, parcă eu ar fi o insulă așa, dacă ne uităm. Da, din... da. Vă mulțumesc tare mult pentru că ne-ați primit și ne-ați arătat rețete specifice acestui da, teritoriu a Republicii Moldova. Eu să le replic acasă, eu să mă uit pe rețetă și să... Încercați că sunt foarte gustoasă. Absolut, și să văd și chiar dacă și după aspect. Dacă aveți nevoie să facem un cutoruș, iată-ne aștept lângă noi. Da? Mulțumesc tare mult, vă doresc multă sănătate. Mulțumim. O să și ciocnim acum și cu... Mai poftim la noi. Noi suntem tot timpul deschiși. Noi vă mulțumim din tot sufletul. Dar doamne să fie test sănătos, mă onoroc. Și să facă să cuzim ca noastră. Să aibă să aibă pace în casă. Și sănătate. Așa să fie. Astăzi am cunoscut toate oameni bune la toată lumea și nu în deosebi. Așa să fie cu Doamne ajută. Astăzi am cunoscut oameni gospodari de la Molovata. Am gătit românește rețete specifice teritoriului Republicii Moldova, satului Molovata, raionul Dubăsari, de pe malul drept al Nistrului. Într-o altă ediție ulterioară o să gătim alte bucate cu alți bucătari scusiți, dar vă asigurăm că mâncărurile vor fi la fel de apetisante și de gustoase. Doar să aveți poftă!